7 elevi de la Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, coordonați de profesor Florica Ileana Macovei, alături de elevi de la Colegiul Tehnic Viaceslav Harnaș, București, și Liceul Tehnologic Ioan Osian și Mleul Silvaniei, au vizitat în perioada 10-12 octombrie Parlamentul European, Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală și Comisia Europeană, la invitația europarlamentarului Dacian Cioloș, fost comisar european pentru agricultură și dezvoltare rurală. Pentru elevii noștri, vizita a reprezentat o ocazie deosebită de cunoaștere și documentare în domeniul politicilor agricole europene, o ocazie de dezvoltare a competențelor pentru carieră și viitor european, o ocazie de socializare și schimb de experiență cu colegii din țară, dar, îndeosebi, cu specialiștii Parlamentului European. Mulțumim organizatorilor! Felicitări elevilor care au demonstrat încă o dată că la Dorna Candrenilor cresc și se formează tineri frumoși care pot duce oriunde în lume imaginea școlii noastre, a comunității noastre, a țării, au transmis reprezentanții Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor. Dacian Cioloș a postat pe pagina personală de Facebook un mesaj în urma vizitei grupului de elevi la Parlamentul European, în care a spus că tinerii absorb foarte bine și cu multă curiozitate informațiile despre Uniunea Europeană. Elevii au avut parte de o vizită ghidată și o dezbatere cu reprezentanții ai Parlamentului European, vizită la tribuna hemiciclului Parlamentului European, o prezentare Farm Europe susținută de Luc Vernet, o întâlnire cu Dorian Filote, consilier special la grupul Renew Europe, și o vizită la Parlamentarium, centrul de vizitatori al Parlamentului European. De asemenea, liceenii s-au întâlnit cu directorul general adjunct de la Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Mihail Dumitru, cu ocazia căreia au aflat lucruri despre o multitudine de subiecte care îi interesează. Dacian Cioloș a declarat că își dorește să continue să aducă elevi în Parlamentul European și să țină legătura cu profesorii din aceste licee.